duminică dimineață, 22 mai, în jurul orei 10, polițiștii rutieri au fost sesizați despre faptul că pe DN2E85, în afara localității Horia, a avut loc un accident rutier, în urma căruia doi conducători au fost încarcerați și alte două persoane au fost rănite. La locul accidentului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție și echipaje SMURD, care au procedat la descarcerarea persoanelor. Totodată, polițiștii rutieri au delimitat locul faptei și au asigurat o rută ocolitoare prin localitatea Baștea din comuna Secuieni, având în vedere că traficul a fost întrerupt pentru circa o oră pentru efectuarea cercetării la fața locului. Din primele cercetări efectuate, se pare că în timp ce un bărbat de 61 de ani din Bacău conducea un autoturism pe DN2 având direcția de mers Bacău-Roman, ar fi efectuat un viraj stânga pentru a schimba banda de circulație, moment în care a fost acroșat de un autoturism care circula pe această bandă în același sens de mers. În urma impactului, cele două autoturisme au părăsit partea carosabilă, rezultând rănirea conducătorilor auto, a unui minor de 8 ani și a unei femei de 57 de ani, pasageri în autoturisme, toți din Bacău. Din cauza leziunilor suferite, conducătorii auto nu au putut fi testați cu aparatul etilotest, fiindu-le recoltate probe biologice pentru a se stabili dacă se aflau sau nu sub influența alcoolului. Victimele accidentului au fost transportate la Spitalul Municipal de Urgență Roman și au fost internate pe secția ortopedie în stare stabilă. Din prima mașină implicată în accident, șoferul de 61 de ani a fost diagnosticat cu fractură de femur, la fel ca și copilul de 8 ani care nu purta centură de siguranță, care a suferit și un traumatism craniocerebral. Din cea de-a doua mașină, șoferul a fost diagnosticat cu fractură antebraț, iar soția cu fractură de bazin și fractură de vertebră. La cererea familiei, șoferul celei de-a doua mașini a fost transportat la un spital din Iași. Cercetările sunt desfășurate în continuare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.